bine te-am regăsit după o pauză în care am luptat efectiv, m-am luptat să ies la lumină. N-am făcut un secret din chestia asta, că mi-a retezat o poveste. Pe mulți, cred că și pe acasă am auzit, că și pe acasă au cam crescut așa cazurile, cel puțin în cercul apropiat de prieteni. Cum ești? E acolo. Cum ai intrat în dita mai luna berbecului? Sunt bine aici, na, combin cu treaba calculatorul, cu treaba prin curte pe la, că dacă m-am mutat la țară mi-am găsit gospodăria, treabă. Ok, da, acum s-a făcut cald, data e mișto. Chiar mă uitam cum au ieșit toți oamenii din casă, peste tot. Da, s-a trezit toată lumea din adormire și în curți. Acum toată lumea dă foc la pășun pe aici, nu mă fum. Da. Exact. Da, e frumos, dar e o senzație foarte faină. Îmi place. Da. E zâmbetul ăla, toată lumea veselă că a ieșit soarele, chiar cald, chiar s-a făcut deci ceva de gata. Da. Superb. Și aici se anunță o primăvară superbă. Și noi am pregătit așa, în stilul caracteristic al energiei focului, aș zice, a berbecului, intrăm în subiecte de forță. Pentru mine este un subiect foarte drag sufletului și inimii și îți mulțumesc în primul rând că ai acceptat invitația. Îmi doream mult timp să abordăm povestea numită asteroizii în astrologie. Cu ce în primul rând te-aș întreba, cu ce asteroizi lucrezi? Și da, am multe întrebări, dar hai să pornim cu aceasta. Da. Asteroizii sunt foarte mulți, da? De la unii mari la unii foarte mici, care nu au suficientă putere, că sunt peste 30.000 de asteroizi așa identificați și în fiecare zi se descoperă noi și noi asteroizi. Da, deci exact. E un număr infinit, dar raportat la cât putem analiza, dar din aceștia sunt câțiva care joacă un rol important prin mărimea pe care o au, prin orbita pe care o au, prin anumite caracteristici. Și sunt o serie de asteroizi care ușor i-am integrat în studiu și în practica mea, pentru că e mult de studiat și de înțeles și nu găsești materiale foarte clare pe anumite lucruri. E mult de citit mitologie, exact. Povești ești... și de înțeles. Ești unul dintre puținii astrologi pe care îi cunosc care lucrează cu asteroizi și mi se pare un lucru fascinant, pentru că stratul de informații pe care îl poți culege dintr-o hartă lucrând cu asteroizii pe care eu știu că tu îi folosești e senzațional. Sunt un pic derutată. De fapt, cred că aceasta ar fi trebuit să fie prima întrebare, deși nu mi-am programat neapărat pe puncte, pe pași. Încă sunt incoerentă, mi-am ieșit din mână, așa că ai mea culpa cu mine. Până-mi reintru în ritm. Pentru că sunt pentru mine asteroizii sunt conștiințe vii. Tot cosmosul este o conștiință vie. Atâta timp cât avem cunoștință despre aceștia, hai să-i spunem, poate primii 4-5, și o să-i numerotăm să înțeleagă publicul la ce mă refer când spun 4-5. Atâta timp cât îi cunoaștem, îi avem, le-am asociat niște povești. Există mii de ani de când se cunosc aceste arhetipuri și energii și se lucra cu ele și se lucrează cu ele. Nu înțeleg de ce există încă o reticență. De ce există încă o reticență în lumea astrologilor români în a folosi și asteroizi în hărțile natale? Și te las să-ți continui firul, că te întrerupsesem, dorisem doar să adaug această întrebare. Da, ideea e că în astrologie există o foarte mare diversitate de a studia și a lucra și a practica astrologia. Există diferite sisteme și unele includ asteroizii, altele, majoritatea nu includ. Deci nu e neapărat o reticență, adică contează foarte mult, să zicem, atracția și interesul de a studia, pentru că un mare neajuns este că nu s-a scris suficient de mult despre ei și de multe ori sunt proști înțeleși, la modul în care, cum să zicem, adică ai o extremă în care spui, ok, nu există asteroizi, sunt doar niște roci în spațiu de le naibii, da, e doar nu contează, da. Și extrema cealaltă, care e o extremă în care băgăm 70.000 de asteroizi în hartă, da, și facem o mare mămăligă în care lucrurile se amestecă. Da?
eu mă poziționez undeva, să zicem, în zona de mijloc, în care, ok, putem extinde harta natală de la planetele de bază, adăugând o serie de informații suplimentare. Eu văd asteroizii ca cei care dau, să zicem, savoare, gust, ca un fel de condiment la mâncare. Înțelegi? Ai ingredientele principale, planetele de bază, da? Și pe urmă asteroizii pot, să zicem, da o chestie de detaliu, o chestie de finețe, fără a suprascrie temele principale, fără a le modifica. Deci niciodată asteroizii nu vin și modifică, ci nuanțează, nuanțează ceva ce, să zicem, planetele de bază. Adică să nu uităm că există sisteme în momentul de față astrologice în care Uranus, Neptun și Plutonul sunt incluse. Da, sunt astrologi care pur și simplu nu le includ. Adică ce să vorbim de asteroizi când ei... Și e ok, deci nu că e greșit. Da? Nu, e greșit, dar trebuie să înțelegem că e alegerea fiecăruia cât de mult vrea să studieze, să integreze în practica lui astrologică. Eu fiind o fire curioasă, tot timpul m-am dus către aceste lucruri și, să zicem, de așa de note de subsol, că acolo găsești niște lucruri foarte... Să ne gândim din punct de vedere mitologic, în legendele Olimpului, dacă citești, există o varietate foarte mare de zei, zeiți, spirite, entități, chestii acolo. Noi avem 7 planete de bază, 7 arhetipuri, 7, să zicem, 7 zei care sunt punctați. Unde sunt restul, înțelegi? Adică restul cumva există și ca arhetip, ca poveste, ei se regăsesc în acești asteroizi. Deci abordarea este ceva de genul, din punctul meu de vedere, este ok, pe măsură ce studiezi poți adăuga, integra treptat o serie de asteroizi cu care devii familiar, îi cunoști, îi studiezi, da? Astfel încât să te ajute să obții o serie de informații suplimentare care colorează foarte mult povestea și îți dau niște informații, niște idei care te pot ajuta foarte mult în anumite situații. Adică am înțeles la mine, de exemplu, harta mea din perspectiva asteroizelor, niște lucruri care sunt foarte importante, da? Dar nu domină, nu mă eu tot ăla sunt, dar înțeleg o părticică a ființei mele care nu rezona cu, adică nu pupa cu caracteristice generale ale planetelor. Deci o chestie particulară care cumva nu puteam lega direct. Dar atunci când am introdus asteroizii, anumiți asteroizi, ok, am explicat arhetipul, am înțeles, ok, ăla este, să zicem, rutina programelor pe care funcționez. Da? Deci asteroizii nu trebuie să suprascrii harta natală, ci să o completeze. Și din punctul meu de vedere, nu orice obiect ceresc face sens. Totul este să ai capacitatea de a-l înțelege și de a ști să-l traduci și de a-l integra. Da? Deci nu, într-adevăr, toate sroci, dacă ne uităm, da? Toate niște bucăți de gheață care mișună în spațiu, dar nu trebuie să ne blocăm în partea materială, fizică. Cum la fel, dacă ne uităm la Lună, Luna tot o rocă care orbitează în jurul Pământului, exact. Da? Dar ei dăm doar tot felul vedem de conotații. Și mare, da. Și ne... Exact. Și atunci de ce nu aplicăm aceeași chestie și asteroizii? Adică e o chestie de... Știi cum e? Judecăm, aplicăm cumva subiectiv aceleași principii de personificare a boltei cerești. Se spune că începi să lucrezi cu asteroizii și nu știu dacă este așa sau nu, în momentul în care nivelul tău de conștiință poate să recepționeze acel tip de informație și îl poate și gestiona, apoi aplica. Rezonezi cu această idee sau crezi că ține pur și simplu de fiecare, în funcție de, cum spuneai, cât e de curios, cât e de... Exact. Nu aș lega de nivel de conștiință, nivel de evoluție, nu. E pur și simplu de structura fiecărui astrolog și de capacitatea lui, de curiozitatea lui și de dorința de a studia. Am zis, sunt astrologi care sping din start, e ok, sunt astrologi care merg la extrema cealaltă și fac niște hărți în care, da, sunt mai mulți asteroizi decât grade zodiacale, da, și alții care cumva le pot integra și pot rămâne concentrat pe ce e important din harta natală. Da? Deci nu cred că ține foarte mult de evoluția cuiva astrologului, indiferent de cum o judecăm, ci pur și simplu de o predilecție.
da? De o structură internă, de o plăcere, să zicem. Există vreun asteroid asociat cu astrologia? Și dacă da, care? Există. Este Urania. Da? La noi, în România, Urania deja e o altă marcă, da? Avem un astrolog care lucrează sub acest brand, da? Dar în realitate există un asteroid Urania care este, plecând de la partea mitologică, semnifică și astronomia, matematica și astrologie. Și un asteroid foarte interesant. De ce? Pentru ce că un astfel de exemplu, pentru noi astrologi, acest asteroid, toți îl avem în hartă, dar acest asteroid ce nu spune? Nu spune dacă ești astrolog sau nu. Și el ne spune ce fel de astrologie vei practica și cum vei integra astrologia în viața ta. Și acest lucru poate să fie valabil și pentru cineva care apelează la un astrolog, da? În momentul respectiv, acea informație astrologică vine cumva prin acel arhetip al Uraniei. Și, de exemplu, acest asteroid este destul de bine activat în hărțile unor astrologi. Și la mine, de exemplu, conjunct cu Soarele și cumva eu de aici văd ușurința cu care procesez tot ce înseamnă partea asta de astrologie, mi-am explicat-o, da? În mod tradițional spune că e Mercur, care are legătură cu partea asta, dar Mercur e partea de mental, care e un proces cognitiv care se poate aplica la orice, ingineria aerospațială, la rețete culinare, la astrologie, orice. Dar Urania vine strict pe zona asta, astronomie, astrologie și cumva matematică. Eu mi-aș fi dorit, dacă e dorința mea, în era care se află. Poftim? Contează și casa? Da. Contează și casa în care se află? Ne poți casa da niște exemple? Pentru care... Și poziția în care se află. Deci casa, pentru că plasarea acestui asteroid îți spune, ok, cum integrezi tu astrologia în viața ta. Fie ca și astrolog, fie ca, să zicem, client, da? Ca pasionat de astrologie. Și dacă îmi permiți, am câteva hărți interesant de studiat. Chiar pot să rog. Fac așa. Ok, și avem aici Stephen Forrest, da? Toată lumea cam citit cărțile lui Stephen Forrest, da? Și acest asteroid, stai să vă condau eu share să vezi. Deci în Solar Fire trebuie să dai pe Reports, Asteroids. O secundă. Să dau fix pe raportul respectiv. Deci a apărut aici, asta e lista de asteroizi pentru Stephen Forrest. Și dacă dăm la final, aici avem o Urania la 21-28 Capricorn. Și practic această poziție ne povestește despre... Deci este inclusă în Solar Golden Fire. Da, Solar Fire avem și putem seta ce asteroizi dorim. Da? Deci putem seta, sunt mii de asteroizi. Deci la Stephen Forrest, Urania se află plasată aici, între Soare, Mercur, în casa a doua, în Capricorn. Și se află fix la punctul median între Soare și Mercur. Da, ceea ce înseamnă o activare foarte, foarte puternică. Deci la gradul 21-22, spre 22, da. Vedem că 22 Capricorn este în sextil cu ascendentul, da, ceea ce indică o capacitate de a o exprima sub o formă sau alta. Și practic poziția în Capricorn ne arată, în primul rând, că avem Jupiter, Soare, Mercur aici, clar, capacitate de a exprima cunoașterea astrologică. Și vedem modul lui, să zicem, de Capricorn în care face această astrologie, da? Cu partea de rezistență în timp, de durabilitate, de structură. Da? Spuneam că combinația sextilul cu ascendentul ajută în a o exprima, în a o manifesta foarte, foarte bine. Și mai ales la punctul ăsta median între Soare și Mercur. Dacă ne mai uităm aici, mai avem aici Louis Rodin, nu știu cum se pronunță exact,
este cea care a creat clasificarea Rodin, clasificarea hărților astrologice, da? A creat acel rating și a creat Astro Data Bank. Da. Și aici avem o hartă chiar ce nu știu exact ora, da? Dar dacă ne uităm la asteroizi, aici ea avea Urania la 11:53 geme pe nodul nord. Fix cu nodul nord, deci pe axa nodurilor. Deci cumva astrologia pentru ea era, a fost tema vieții. O chemare. Și, da. Și în opoziție cu Saturn. Și de aici cumva curiozitatea, partea de gemeni, da, curiozitatea. Vedeți la Stephen Forrest, a fost o astrologie de Capricorn, de structură, de câte cărți a scris, da, de construcție în timp, da. Da? Și rezistență. Iar aici a fost o chestie de curiozitate, dar și satisfacerea acestei combinații Saturn cu nodul sud, o nevoie de structură. Da? La Luis, care i-a creat aceste ratinguri de a structura, de partea asta de săgetător, de a face sens prin toate aceste hărți și de a vedea care e hartă corectă și care nu. Da? Deci vedem aportul ei în astrologie pe această combinație axă de gemeni și săgetător. Da? Deci repet, acest asteroid Urania nu îți spune dacă vei fi astrolog sau nu, ci poate să-ți spună ok, ce fel de astrolog vei fi și ce te va interesa să faci. Mai avem o ceartă aici. Poate vorbi și despre. Da, poate vorbi, de exemplu, și despre atracția înspre astrologie, tu fiind probabil cu totul altă profesie, nu neapărat devenind un astrolog, dar felul în care ești deschis. Poate fi faptul că ai un astrolog, ai studiezi, te interesează, deci nu neapărat îți spune că vei fi sau nu astrolog. De exemplu, Dane Rudyard, corect. Da, un alt astrolog renumit, are Urania la 17:09 Berbec, fix pe ascendent, pe fundul cerului, mă scuz. Și trigon cu ascendentul. Da? Și Berbec. Astrologia care a făcut-o el a fost astrologie de pionerat, da, deschizând noi drumuri, deschizând noi direcții. Da? Pe acest fund al cerului cu din nou un aspect bun cu ascendentul, cu Neptun, cu Marte, deci o bună capacitate de a manifesta această informație, această cunoaștere. Păi și-a mea, urmă, mai avem perfect, să mă bucur. Dar e în casa a 12-a. Da, exact, deschizător de drumuri. Asta e tot o formă de pionierat. Da. Dacă ne uităm la Michel Gauguin, care a făcut acele studii astrologice și științifice, statistice, are Urania la 3 grade fecioară, cu Neptun aici. Și în quadratură cu nodurile, da? Deci această manifestare a energiei fecioarei, da? Cu această Neptun cu visului, da. Și din nou acest nod sud marcaj al săgetătorului de a face lumină, de a afla adevărul, cum era la Louis Rodin, da? Deci pur și simplu astrologia lui fix pe această energie fecioare. Deci el a adunat sute, mii de hărți, le-a structurat, le-a catalogat și a făcut o lucrare statistică acolo. Da? O chestie de vis, de nebunie, cum am putea spune, care nu prea a fost egalată în zilele de azi. Da? Nu a mai venit nimeni din spate să facă un studiu de aceeași. Da? E o nebunie, e neptunian, un vis, o pasiune, un trigon cu Jupiter, coazatură cu nodurile. Mi-a dat partea asta de focus extraordinar. Și mai avem aici... adică încerc să trec așa rapid de cărți ca să discutăm cât mai mult de asteroizi. De exemplu, William Lilly, care e la fel un astrolog, a fost un astrolog foarte apreciat, care avea Urania la 16:29 balanță, foarte aproape de Jupiter. Balanță casa 7, el e cunoscut prin sutele, miile de consultații care le-a avut. El a fost un astrolog practician, da? Deci el lucra cu oamenii, el avea clienți, asta a fost principala lui preocupare, această balanță cu acest Jupiter în casa 7. Asta a fost natura lui de bază, da? Partea asta de balanță de Jupiter, foarte bun consilier, a transformat cumva astrologia într-o formă de consilier. Și mai am un astrolog care, Ariel Gutmann, care ție destul de... Da. Da. Sper să apară cât de curând, pentru că din cauza
s-a prăbușit întâlnirea, dar sper să revină. Uite, n-am voie să zic cuvântul, din cauza covrigului. Hai că oricum o lucrăm la editat. Da, exact. Da, da, da. Da. Ei, aici, sper să ne reîntâlnim cât de repede. Urania este pe ascendent la 16 grade berbec. Da, deci ia foarte uite. Puternic. Și aici intrigăm cu da. Pluto, da, și în aceeași poziție pe care o ai și tu. Da. Deci, vedem exact, ca să vezi apropo de rezonanță, da? Și de, da. Exact. Da. Da. Dacă eram foarte curioasă dacă ai cumva și harta lui Marsilio Ficino, pentru că în celebra ei lucrare e menționat fizicianul personal, dacă e să-l numim așa, al lui Lorenzo de Medici. Iar cine nu cunoaște, până poate îi găsești harta, nu știu, întreb, sunt chiar curioasă acum, mi-ai ridicat un la plasul și voi căuta după hărți ale celebrilor astrologi din timpurile renașterii, cel puțin, în care magia în sine era practicată mai degrabă ca o formă veche de psihoterapie atunci și cu dublu rol, adică și de practică spirituală, și medicii, magicienii, astrologii, de asta l-am menționat pe Marsilio Ficino, nobilul renascentist din Florența, care a fost și patron al artiștilor Botticelli și Michelangelo. Pe mine una mă fascinează lucrările lui și încă le bibilesc, pentru că nu e ușor să spui că poți traversa așa cum citim cărțile în ziua de astăzi prin lucrările scrise de ei la acel timp. Aș fi fost curioasă unde o are pe Urania, dar poate că-i găsim. Și aici mai e o chestie la cărți mai vechi, unii asteroizi nu pot fi calculați, pentru că nu există efemeride de care să meargă, pentru că orbitele asteroizi se pot modifica, pot suferi modificări de-a lungul timpului, pentru că, nefiind corpuri cerești foarte mari, ele sunt influențate de gravitația și forțe gravitaționale a altor corpuri, a unei comete, a unei ceva, unui alt astru care trece în acea perioadă și poate modifica, și s-a observat modificări. Deci nu poți să mergi foarte mult în timp extrapolând de la mișcarea actuală, să zici acum 1000 de ani avea aceeași mișcare. Nu poți să faci lucrul acesta. Ai menționat-o pe Urania. Cu cine continuăm? Cu ce alți asteroizi lucrezi? Cele patru grații, da? Cum le numesc eu. Așa. Cele patru aspecte ale energiei feminine. Da? Deci avem cu Vesta, cu Pallas Athena, Juno sau Iunona în traducere, da, e cumva Hera la greci, și deci Ceres, Vesta, Pallas Athena și Juno, să zicem în engleză, așa prefer să-i zic, să știm exact la cine ne referim. Da. E Iunona în română traducere, dar în traducere Iunona te duci pe altă poveste forțat de la greci, când de fapt e, da, de asta prefer să-i zic. Și acești patru asteroizi care sunt printre cei mai mari, da, din sistemul nostru solar, da, deci cum e chiar, dacă țin minte, Pallas Athena are, zicem, o treime din masa tuturor celorlalți asteroizi, deci sunt destul de mari, și Ceres la fel, da, deci comparativ cu alții. Ele cumva reprezintă patru aspecte ale energiei feminine. Ai Ceres, care reprezintă arhetipul mamei, cele care își protejează copilul, care are grijă de viață, de natură, da? Ceres sau Demetra la greci, Ceres la romani. Și aici aș vrea să fac o scurtă paranteză. Există și asteroidul Demetra. Da? Și putem avea doi asteroizi, unul cu numele din mitologia romană și unul în mitologia greacă. Și aici e dificil, pentru că, deși au o temă comună, în cele două mitologii, romană și greacă, există diferențe. Da, de exemplu, Juno, Juno la romani e echivalentul Herei la greci, dar dacă ne uităm la modul în care au fost integrate în societatea respectivă, există niște diferențe, da? Cum de exemplu Vesta și Hestia, da? Dar există cultural o serie de diferențe foarte importante. Deci nu putem pune egal. Dar uite chiar despre Vesta. Despre Vesta și Hestia am notasem câte ceva și poate vrei să începem cu ea și mă lași să zic două chestii. Nu știu. Că era considerată zeița casei și a căminului și numită fiind Hestia, de fapt avea legătură cu flacăra eternă. Sunt, iată, informații efectiv luate de aici, pentru că aici am găsit niște sinteze superbe și le recomand tuturor. Bineînțeles, nu doar aici, există și celebrele legende ale Olimpului și găsim informații peste tot. Și
Se spune despre Vesta că era de fapt inima casei, centrul Vatra, asociată cu modestia, fiind fiica ultimă născută a lui Saturn, o văd așa cumva și cu o brumă de înțelepciune, cu un soi de așezare, de cumpătare, dar era păstrătoarea securității casei, lumina, ghida cumva, locul din care te încarci când ești, mai ales de exemplu, derutat în viață, se spunea, sau când te refugiezi din luptele vieții, dacă ai scăpat fugind învins, să zicem. Vesta sau Hestia, în antichitate, spune autoarea, era considerată protectoarea comunităților, iar în Roma exista o castă spirituală a vestalelor. Fecioarele vestale. Reprezentau puritatea, fecioarele vestale, dar se spune că erau preotesele templelor în care aveau rolul de a menține tot timpul focul aprins în punctele templelor unde exista acest cult. Și în antichitate, virginitatea nu avea neapărat însemnătatea medicală de astăzi, ci însemna mai degrabă un soi de celibat. Deci, aici sunt diverse interpretări și probabil că aici trebuie intrat un pic mai în profunzime de către cei care doresc să studieze legendele și cum s-au dat denumirile acestea asteroizilor, ce fel de arhetip și de energie reprezintă. Dar te las pe tine să ne spui mai multe, pentru că sunt convinsă că tu vei vorbi din hărți ale persoanelor pe care le-ai întâlnit, ca să poți da un exemplu cum se manifestă această energie, unde sunt eu maxim de curioasă. Și tot acum fac paranteza, să nu te întrerup după ce începi. Sunt foarte curioasă despre... ce înseamnă când se zice, de exemplu, în cărțile, în cartea lui Ariel Gutmann, se spune deseori, vezi, această energie se poate manifesta puternic dacă este bine așezată în hartă. Ce înseamnă o energie a asteroidului Vesta, din punctul tău de vedere, așezat bine într-o hartă? Pentru că se dau remedii aici, în cartea lui Ariel Gutmann, despre felul în care se poate activa sau dezactiva dacă o energie e în exces sau nu e suficient potențată. Cum vezi tu această poveste a dacă e bine aspectată într-o hartă, dacă e bine așezată într-o hartă sau nu? Cum o interpretezi tu aici? De ce te întreb asta? Pentru că nu avem... Asteroizii nu sunt guvernatori, de stăpâni, de semne zodiacale, și atunci e un pic mai dificil să-ți dai seama dacă e bine aspectată sau nu e bine aspectată. Bine, te uiți la, face quadraturi, face ce face în hartă, dar când e asteroidul, energia în sine, așezată bine într-o hartă, cum interpretezi tu asta ca astrolog? Păi, în primul rând, ce înseamnă bine aspectată? Activată. Activată înseamnă să fie în relație cu... o planetă personală, cu luminariile, cu Mercur, cu Venus, și un aspect destul de strâns sau în apropiere, cu ascendentul, guvernatorul ascendentului. De obicei, cele mai puternice activări sunt atunci când se află pe ascendent, descendent, fundul cerului, mijlocul cerului. Atunci se manifestă cu putere foarte, foarte mare. Da? Și orice aspect cu ascendentul e la fel relevant. O altă poziționare și activare foarte puternică este cu axa nodurilor. Pentru că în acel moment acel arhetip devine unul foarte, să zicem, personal. Nu mai este doar o chestie care se manifestă din când în când, ci devine o constantă a existenței tale. Și automat acel asteroid, să zicem, arhetipul, povestea din spate, devine povestea ta, sub o formă sau alta, tradusă în experiențe moderne, da? Nu trebuie să ne raportăm. Și Vesta, cum spuneai, într-adevăr era o zeiță poate cea mai venerată în Roma antică, pentru că fiecare casă avea un colț, avea un loc al Vestei. Și Vesta este mult mai importantă decât Hestia la greci, da? Și e o diferență între Vesta și Hestia. Și sunt niște cărți de mitologie, sunt niște studii făcute și trebuie citite, nu-s de astrologie, pură mitologie, și în care se fac aceste diferențe. De asta e destul de mult de studiu ca să înțelegi subtilitățile. Și există și asteroidul Hestia, da? Dar e o diferență între Vesta și Hestia. Da? Există acel foc sacru care practic nu se a stat aprins câteva sute de ani. Și chiar avem data la care a fost stins, în momentul în care a venit creștinismul și a zis gata, voi cu păgânii, gata, radem tot, închidem tot. Până atunci el a fost, și dacă focul se stingea, se mai stingea din când în când, acele fecioare care slujeau sau acele
să nu ne numim fecioare, că nu neapărat fecioare, ci preotese. Da? Da, preotesele erau omorâte. Da, preotesele erau omorâte. Și foarte interesant ciclul la Vesta. Eu am un atelier întreg pe acest subiect și în care timp de două ore doar pe acest subiect am discutat. De exemplu, aceste preotese erau alese din nobilime, deci nu oricine. Ele aveau puteri și drepturi ca un bărbat, aveau dreptul să dețină proprietăți, nu aveau voie să căsătorească. Da, aveau proprietăți, erau respectate, da, dar era și destul de multă presiune asupra lor și aveau un ciclu de 30 de ani, deci nu stăteau toată viața în slujba, erau un ciclu de 30 de ani și primii 10 ani era de introducere, de învățat. Da. Următorii 10 ani era de a sluji la templu, deci practic ele se ocupau de curățenie, de tot ce înseamnă ritualuri, că erau sărbători, erau tot felul de lucruri. Și ultimii 10 ani de a preda ștafeta, de a învăța. Da? Și foarte interesant acest ciclu 30 de ani, dacă ne raportăm la ciclul saturnian de 28-30 de ani, de maturizare, de creștere. Și după 30 de ani ele deveneau femei libere și puteau căsători, puteau face ce doresc. Dar în timpul celor 30 de ani trebuia să urmeze acest ritual. Și Vesta într-o hartă natală dă nevoia asta de ritual. Vesta pentru mine o folosesc în harta natală ca un indiciu al bunelor practici. Da, al ritualurilor pe care le facem fiecare din noi, ritualurilor sănătoase. De exemplu, dacă Vesta este afectată de un aspect stresant, Marte, Saturn sau orice altceva, putem dezvolta ritualuri toxice în viața noastră. Putem să ne dăm voie să ne obișnuim cu chestii care nu sunt foarte sănătoase. Dar, practic, Vesta în harta natală ne arată poziția în semn, în casă, nu neapărat, poate să fie activată sau nu. Dacă e activată, o trăiești mult mai intens, mult mai puternic, da? Te reprezintă mult mai mult. Dacă nu e activată, e acolo și ea se activează atunci când faci ceva care are acest rol de ritual și partea asta de loc sacru, spațiu sacru, de tot ce înseamnă sacralitate. Da, e foarte important partea asta. Asta doream să te întreb, cum interpretezi a fi activată? Deci doar dacă inițiezi tu sau... Deci poate să fie activată transitare? În harta natală, nu, în poziția natală să fie activată. Da, ea se activează în tranzit, se activează în progres în diferite ipostaze. Dar dacă e activată în harta natală, cumva, hai zicem, ea vine peste tine. Orice asteroid, dacă e activat, trebuie să-l trăiești. Adică e musai să-l trăiești. Da, prima activare cea mai puternică e cu noduri. Dacă e prins cu nodurile, o conjuncție, o quadratură, musai trebuie să trăiești acea experiență a acelui arhetip asteroidului. Da? Pe urmă, sunt activările secundare, importante personale, cu ascendentul, care cumva tu trăiești, manifesti acel arhetip, dai o libertate mai mare de a-l manifesta. Da? Și restul, când nu este foarte activat, e acolo în harte, ok, dar nu este chemat la datorie, e o chestie opțională pe care o poți cultiva, o poți dezvolta. Și Vesta e foarte... Ce important este să cunoști semnificația și tipul de job pentru care te cheamă energia respectivă, apropo de activatul ei, ce e vital. Consider, cel puțin pentru destinul personal, chiar dacă nu ești un astrolog, să fii puțin curios deschis și să știi exact ce ai în hartă. Și deja face o diferență uriașă, pentru că știi cel puțin cum să te poziționezi, absolut. Da. Da, da, fiecare asteroid are anumite semnificații particulare, da, nuanțează și, de exemplu, Vesta este legat foarte mult și de non-combat, ideea de non-combat, da, și de partea asta de a nu lupta, da, nu lupta nu de a fi laș, de a fugi, ci de a, pur și simplu, nu aborda această non-combat, de a o formă, să zicem, pacifistă, da, pentru că Vesta e legat foarte mult de partea asta de... a urmărit ceea ce e cu adevărat important în viață, da? Și da, dacă ajungi la ce e cu adevărat important în viață, îți dai seama că nu lupta, războiul este cu adevărat important, da? Și ai niște hărți? Ai pregătit niște hărți? Nu, n-am pregătit pentru de fapt am putem găsi aici cam prezentarea de la o secundă. Să găsesc o hartă.
Da, uite, am găsit aici, dau share, am din atelierul care... O secundă. Ok. Da. Asta este atelierul cu Vesta care l-am eu și aici avem harta Dalai Lama. Da? Deci atelierul este atelierul 39, îl găsiți pe site 39. și aici la cu Dalai Lama. Da? Și vedem aici o activare puternică a Vestei. Vesta este pe mijlocul celui în semnul peștilor. Da? Este trigon cu nodul sud. Și vedem că la Dalai Lama cu această, să zicem, sacralitate, da, practic el și-a dedicat întreaga viață unui lucru sacru, da, de a fi un lider pe tot ce înseamnă non-combat, budismul și în general, nu numai, neapărat budismul, dar atitudinea lui a mers foarte mult pe ideea asta de sacralitate, ce e cu adevărat important, pe ideea de cămin, de casă, de spațiu sacru și non-combat. Și vedem cum practic se manifestă acest arhetip a Vestei în viața lui și partea de castitate, da? Asumându-și un rol, o viață în care partea asta de personal, de afectiv personal, nu și-are locul și și-a dedicat întreaga viață acestor principii, acestor valori. Asta e un exemplu foarte clar de cum această Vesta se manifestă în harta natală. Mai avem aici o Teres de Lisieux, se pronunță, o sfântă, da? În care avem Vesta cu nodul sud, săgetător în casa a treia și a fost un model de sinceritate, simplitate, răbdare și devoțiune, pentru că Vesta e legat de devoțiune, da? Practic de sacrificiu al vieții pentru un scop mai înalt, pentru ceva sacru. Da, ceva care este dincolo de puterea ta, dincolo de avantaj, să zicem, strict personal. Deci, vedem cum Vesta se insinuează în viața noastră sub o formă sau altă. Dar putem extrage foarte multe informații, chiar dacă nu e activată, pentru că e un loc sacru harta noastră. Și Da, îl și practic putem, în funcție de ce se mai semnul spunea care. despre Adică, Vesta, da. Se spunea că te ajută să te centrezi. O centrare în tine, cumva, îți dă această capacitate, dacă știi să lucrezi cu energia respectivă, și îți dă posibilitatea de a-ți crește focul interior, pentru că acum putem vorbi pe mai multe planuri despre ce înseamnă această putere a energiei asteroidului Vesta. Prin meditație, de exemplu, prin respirație, tehnici de respirație, de tot felul. Da, sunt și remedii Da, aici. poți folosi foarte Și de mult, asta pentru că e un ziceam. aspect al focului și, de exemplu, Vesta, ce am observat eu, are o reacție extrem de adversă la Marte. Și există un ciclu al conjuncțiilor Vesta-Marte, care de obicei este asociat, și dacă o să-l studiați, cu incendii, explozii, cu o scăpare a focului de sub control. Da? Combinația Marte-Vesta și cred că sunt niște articole scrise pe astrele legate de vreo două astfel de incendii care le-am studiat și am observat acest tipar. Scopul, când focul scapă de sub control, această combinație Vesta-Marte, este cumva fel de inamici, da? Vesta cu non-combatul, cu pacea interioară, iar Marte zeul războiului. Și atunci, când pe cer cele două elemente nu sunt într-o relație foarte bună, apar tot felul de situații. Da, acum am eu acea poveste în destinul personal, pe linia unuia dintre părinți, cu acele cărți vechi arse, apropo de Vesta și apropo de... Dar nu vreau să intru în harta mea și nu vreau să dau prea multe detalii, tu știi la ce mă refer. Și felul în care ciclul cumva trebuie încheiat și cum practic acele informații trebuie cumva să fie readuse. Și iată, apropo și de aceste întâlniri în online, și consider cumva că îndeplinesc acest rol, să sperăm în continuare pe o cât mai lungă durată de timp. Da, apropo de focul scăpat de sub control, cum spuneai, la mine se regăsesc toate aceste informații în harta natală și le pot confirma, dragilor, dar cu ce continuăm? Cu ce asteroid continuăm? Vorbeam mai devreme de Ceres. Ceres a fost practic primul asteroid pe care l-am studiat cu adevărat și am ținut în 2010 și o prezentare în Portugalia la Congresul Iberic fix pe această temă a Ceres și
cei mai vechi așa, știu că am prezentat și la congresul AAR de vreo două ori, cred că Ceres. A fost așa o pasiune legată, pentru că e aproape de Mercuriul meu. Te rog să ne faci o sinteză. Fă-ne. Da. Extrage de câteva idei de acolo și dă-ne așa un bulgăre. Dincolo de mit. Mitul este cu Demetra și Persefona, se știe povestea, cine nu știe să o citească. Da. Da, e o poveste destul de complexă. Practic, Ceres, dincolo de partea asta, ce indică? Indică un punct în harta natală extrem de sensibil, în care dacă este atins, noi devenim foarte reactivi și putem deveni foarte agresivi în manifestare. Pentru că Ceres are și această componentă, pe de o parte, de protecție, da, de tot ce înseamnă hrană, de rolul mamei, arhetipul mamei care protejează, dar este și mama dezlănțuită atunci când puiul este în pericol, este ursoaica în care are pui și în momentul respectiv rade tot, da? Și deci nu calci pe sistem natală, că ai încurcat-o. Da, este un punct care aduce îngrijorare, preocupare, ce am observat eu. Și în tranzit, de exemplu, când Ceres tranzitează un punct din harta natală, de exemplu ascendentul, e o perioadă de 2 săptămâni, dacă nu îl prinzi retrograd, atunci se prelungește la câteva luni, în care devii brusc foarte îngrijorat. Da? Pur și simplu din exterior traduci tot ce se întâmplă într-un mod foarte îngrijorător pentru tine. Da? Tu, să zicem, nu ceva specific naturii tale. Și de asta și în discuție cu ceilalți, tot timpul când văd un transit al Cerului, spun ok, ai grijă că începi să te îngrijorezi exagerat pe niște lucruri, începi să-ți faci niște gânduri, niște proiecții, da? Și faci din țânțar armăsar și lucrurile nu sunt atât de grave pe cât le percepi tu. Deci Ceres, din punct de vedere emoțional, e foarte sensibil. Și are o particularitate foarte interesantă. Ea are un ciclu de 4,6 ani. În realitate, cam cele patru asteroizi feminini au aceste 4,6 ani, care înmulțit cu 6 dă 28 de ani. Deci un ciclu de 28 de ani a Saturn sau lunii progresate reprezintă 6 cicluri Ceres. Iar Ceres se lega și de partea de maternitate. Deci poți să faci revoluția lui Ceres, să vezi etapele. Am lucrat foarte mult pe zona asta de fertilitate, de a avea copii cu Ceres și harta natală funcționează foarte, foarte, foarte bine pe zona respectivă. Ai putea un pic, profit acum, evident, ca de obicei, cum fac cu fiecare invitat, ai putea un pic câteva sfaturi de dat femeilor care își doresc să rămână însărcinate și care poate se pot sprijini de acest tip de a privi harta și să vadă aici, care ar fi momentul. Aici așa, în linii foarte mari, pentru că e ceva care studiază astrologia, da? Deci, un sfat unei femei care nu studiază astrologia, n-am cum să-i dau. Știu. Dar, de exemplu, se poate face revoluția lui Ceres, are o dată la 4,6 ani și atunci poți să-ți dai seama din acea hartă care e valabilă 4,4 ani jumate, dacă e persoana respectivă într-o zonă de fertilitate sau nu. Îți dai seama de poziția Ceres, analizezi acea hartă și atunci poți să-ți dai seama dacă e. Și deseori am avut în consultații, observam că o femeie își dorea foarte mult un copil și se chinuia de 2, 3, 4 ani, da, nu ieșea și urma să schimbe ciclu. Și s-a întâmplat chiar de câteva ori când am zis ok, răbdare, mai 3 luni se schimbă, intri într-o nouă fază și atunci lucrurile se lege. Și deseori așa a fost, da? Adică a fost fi într-o fază de slabă fertilitate și Ceres se indică acest lucru, da? Deci sau să fii susținut energetic, cum spuneai deseori, ești susținut energetic, pentru că se și pierd sarcini multe și lumea nu vorbește ușor despre lucrurile acestea. Și aici te ajută enorm astrologia și aici. Da, e un subiect complex, nu e o rețetă, nu e un cookbook, nu e un factor pe situația asta, deci nu, e mai dificil și am tratat chestia asta într-un atelier legat de copii, de partea asta de pierdere, de cum se analizează, că dacă există o predispoziție în harta natală pentru a pierde sarcini sau dificultăți în a ține sarcini și, adică sfaturile sunt de la caz la caz și particularizate, nu e un sfat general, da? Ci pur și simplu trebuie să vezi exact care e treaba în harta natală.
Adică nu există un secret care, dacă îl afli, gata, s-a rezolvat. E doar o analiză a situației din teren, da? Și pe urmă aplici Nu, dar e o informație care poate veni din zona asteroizilor, pentru că despre asta povestim și exact cum spui tu, acele chestiuni de finețe care pot să facă diferența dintre a fi și a nu fi, știi, apropo de... Da, exact, vital. Adică, ok, ai predispozițiile în harta natală date de planete, dar uneori Ceres poate să facă diferența, de exemplu, la o femeie legat de o sarcină, de a o ține sau nu, sau de a avea un copil, poate să facă diferența, da? Adică majoritatea situațiilor în harta natală lucrurile nu sunt albe sau negre. Da, la modul da, apare acolo, faci copii cât vrei, n-ai nicio frână, dar nu faci. Nu, majoritatea hărților sunt în zone de gri, nuanțe de gri. Există riscuri, există posibilități, și ce răspoate una, astfel de asteroid poate să-ți dea un film. Mă gândeam ce înseamnă când face o conjuncție Ceres cu Soarele sau cu Luna în harta natală. Când... Poți să ai și plusuri și minusuri. O astfel de combinație te face să fii mama sau tata îngrijorării, tot timpul preocupat, tot timpul în alertă, da? Și de exemplu eu am Ceres cu Mercur și mintea mea tot timpul este o minte care se îngrijorează, da? Adică, e cu Soarele. E o minte care tot cum e, să, hai să vedem, e bine, nu e bine, aoleu, ce urmea, da, e o minte care are tendința asta de a se fi preocupată, da? Și dacă o folosești într-un direcție constructivă, poți să fii acea persoană care are capacitatea de a avea grijă de celălalt cu adevărat, de a fi atent la nevoile celuilalt, pentru că e acel arhetip a mamei care îți oferă partea aia de nurturing, de hrană, nu numai fizică, ci emoțională în special. Și pe mine mă ajută, de exemplu, în practica mea Mercur Ceres, pentru că practic la nivel mental eu mă pot racorda și într-o formă, să zicem, empatică. Dar tot timpul a zis că la mine empatia este mentală, ce e un paradox, dar nu e strict emoțională, ci o chestie de mental, de înțelegere și transmitere și comunicare care empatizează foarte mult cu persoana și e, în felul ăsta mă ajută. Dar poate să fie și problematic în momentul în care începi să ai o zi mai proastă și brusc începi să vezi totul, că ai senzația că se duce dracu și începi să te îngrijorezi pe toate căcaturile și dacă nu pui stop în acel moment, te duci. Te fură și tot timpul mi-am făcut un buton de reset, reset, ieși din zona asta, pentru că altfel mama îngrijorării, da? E cu drobul de sare, dacă. Absolut. Da? Și nu... De asta, de exemplu, la mine eu nu prea place să mi-asum riscuri foarte mari. Adică mi-asum riscuri în viață, am făcut foarte multe, dar tot timpul au fost niște riscuri, să zicem, calculate, în care m-am bazat foarte mult pe mine și nu pe factori externi, că o să fie, o să vină, o să dea, o să... Adică n-ai mers pe loterie, n-ai mers pe... Da, fie ce o fie. Da, nu, deși îmi place zona asta de pariuri, de a studia, de a face, dar eu niciodată nu m-am bazat pe chestia asta de pozitiv, las că o să fie, las că o să vină de undeva, da, vine norocul și mă lovește. Deși m-a lovit de foarte multe ori, tot timpul am zis, bă, nu vine, da? Hai să plecăm la premisa că nu vine. Mai bine să fii pregătit la rău decât, da. Păi, bun, eu cred că e un sfat bun, e bine de, știi, noi ne luăm notițe și aplicăm așa printre, dar... Ține de harta fiecăruia, exact. Ține de structura fiecăruia. Adică la mine, de exemplu, cu Mercur Ceres, ce se întâmplă? În momentul în care plec de la worst case scenariu, scenariul cel mai rău, ajung la cel mai bun să-l implementez. Da? Pentru că trecându-mi în revistă mental unde poate crăpa o chestie, cum se poate duce dracu o chestie care o fac, eu deja am învățat să-mi gestionez riscurile altfel și nu pic
pentru că până la urmă e săgetător acolo, da? Eu nu pic în chestia, nu mai fac, nu mai fac nimic. Nu, nu, zic ok, e riscul ăla, poate să fie așa, mi-asum, mi-l-asum, bun, ok, pot să continui. Da? Dar ține de structura fiecăruia. Altcineva poate să pice, da? Să vadă atât de mult îngrijorările alea, să fie atât de puternice încât pur și simplu îl anihilează. Da. Asta e cu CRS. Ce fain explici, așa e. Continuăm cu... Cine continuăm? Pallas Athena și cu Juno, că ele sunt cumva, dintr-un punct de vedere, neapărat înfrățite, dar sunt două aspecte care... eu le-aș vedea aspecte yang ale femininului. Ceres și Vesta cumva manifestări yin, da? Și aici intrăm într-o zonă feminină masculină cumva, da? Dar cumva incorrect spus, da? Manifestare yang, da? Pallas Athena este cumva este echivalentul lui Marte în energie feminină. Este femeia care luptă, da? Ceres este femeia mamă, da? Vesta este femeia, hai să o numim familie, sufletul familiei, da, cea care ține, că ăsta e rolul femeii, cea care susține viața, inima casei, da? Pacifista, da? Inima casei, exact. Și Pallas Athena este femeia luptătoare, da, care nu atacă, ea nu inițiază războaie, dar ea se apără foarte bine. Este un arhetip al tacticianului, al strategiei. Și e o luptătoare extraordinară. Și atunci când Pallas Athena este reprezentată în harta natală, tu ai această natură de tactician și chiar sunt articole, chiar și făcut și prezentări, de exemplu, analizând la politicieni relația Pallas în harta natală, să-ți dai seama dacă acea persoană este capabilă să ia decizii la nivel strategic, decizii bune. Pentru că cu Mercur noi judecăm lucrurile de zi cu zi, lucrurile mărunte. Prin Pallas Athena noi luăm deciziile la nivel strategic, pe long term, pe termen lung. Da? Și e foarte, foarte interesant. Pallas Athena acolo e mai o chestie interesantă legată de relația cu frate, soră sau prieten, pentru că în realitate poveste spune că erau două, una Pallas și una Athena, care nu erau surori, dar au fost crescute împreună ca două surori. Amândouă au fost antrenate pe calea asta a armelor de a lupta și zeii le-au păcălit să lupte pe viață și pe moarte. Da? Și cea care a câștigat a adăugat la numele ei și numele celelalte și de asta este Pallas Athena. Da? Erau două, una Pallas și una Athena. Da. Și Pallas e practic, sunt acolo, e această poveste de pierdere a unui frate, soră, prieten. Și de obicei cei care au activat Pallas în harta natală au această experiență de a pierde, da, un frate, soră sau chiar un prieten pe parcursul vieții și experimentează acest gen de situații în viața lor. Dar ce înseamnă capacitatea de a lua decizii constructive și strategice, cum spuneai? Da. Ce înseamnă asta într-o hartă, dacă poți da un exemplu? Este pur și simplu de a avea capacitatea de a vedea, de a te raporta la un orizont de timp mediu lung. De a vedea cum acțiunea ta de acum, da, va avea efecte pe termen lung și unde te va duce. Asta înseamnă capacitatea de a lua... Asta am înțeles. Nu, zic într-o hartă un exemplu legat de Pallas. Cum ar trebui să fie poziționată ca să-ți dea acest tip de feedback vis-a-vis de o persoană? În primul rând, dacă Pallas este în relație bună, să zicem, cu Mercur, cu ascendentul, poate să-ți ofere această capacitate de a lua decizii foarte bune la nivel strategic. Deci să fie în relație bună cu celelalte planete și să existe aspecte pozitive. Aspecte care cumva Pallas să se integreze bine cu Mercur și cu restul hărții. Da? Dacă nu se integrează foarte bine, poți lua decizii mai puțin înțelepte pentru tine. Da? Dar decizii, dai seama că îmi deschid harta acum să mă uit. Da, pe decizii. Și practic, de exemplu, poziția în semn ne arată cum judești tu, cum iei aceste decizii la nivel tactic. Da?
cum, practic e tacticianul din tine, cel care e ca la șah, da? Care își face o strategie. De strategia ți-o faci foarte mult cu această energia lui Pallas Athena. Când e conjunctă cu luna, hai acum, fă-mă de minune să mă audă publicul. Cu luna te bazezi foarte mult pe emoțional. Și în pești. Da, și în pești. Da, foarte mult pe emoțional, pe feeling, da. Pe intuiție, care poate să fie extraordinar la modul în care poți să percepi, să ai niște simți niște idei, adică să simți că trebuie să faci chestia aia, da? Doar dar să nu fie neapărat. Da, altfel, dar și poți să înghiți o gălușcă foarte mare, să crezi că aia e și foarte greu să delimitezi foarte clar această diferență. Și o ultimă cercetare pe care am legată de Pallas Athena este legată de dureri de cap și migrene. Pentru că ea a apărut practic în capul lui Zeus, că avea o migrenă, durere foarte mare, da? Și când a fost lovit cu securea, ca să ia și a ieșit acolo Athena, toată splendoarea, era formată în capul ei. Din ce am studiat până acum, are o legătură foarte puternică cu durere de cap, cu migrene, cu toată această energie. Și contează în ce element e sau nu neapărat? Nu contează aspectele, da, să fie dacă are aspecte tensionate, are anumite manifestări. Nu e o rețetă foarte clară, dar trebuie să fie activă în harta natală, da, pe această situație. Deci arhetipul e destul de complex și mai e un rol foarte puternic pe partea asta de administrator, e foarte bună pe zona de business, de meșteșuguri, de administra. Eu văd Pallas Athena ca rolul primarului, cel care se gospodărește, iar Juno, contrapartida sau Junona, dar mi prefer să spun Juno, ca politician. Pentru că Juno e legat de politică, este arhetipul feminin care se implică în viața publică, în viața politică, în viața societății, în viața exterioară și își asumă roluri. Este arhetipul soției, da, dar soției era Hera, soția lui Zeus, adică prim doamnei, da, da? Cum da, e la noi, da. Avem prima doamnă, da? E ca un arhetip, da. Ca o poveste și e aspectul care interacționează zona asta de societate, de politician, de și oamenii care au o relație foarte bună la Juno cu celelalte planete în harta natală au această diplomație și această abilitate de a face jocuri politice, că faci la servici, că faci casă, familie, dar chestia asta de a conduce. Da? Și la Juno, de exemplu, faci relația faci, cum se zice, Exact, da. Dar îți atragi foarte multe gelozii, pentru că Juno foarte geloasă, aspectul ăla foarte trebuie să fie cea mai tare, the number one, și foarte mult a fugărit iubitele lui Zeus. Foarte multe blesteme, foarte multe nenorociri a făcut. Și acolo e și o temă și trădării. Și da. Și am observat la foarte mulți, de exemplu, politicieni abili, da, au o relație bună între Jupiter și Juno. Pentru că Jupiter e Zeus, iar Juno este zicem, arhetipul, este soție Hera. De exemplu, la regina Angliei, Elisabeta a doua, conjuncție Jupiter cu Juno. Acolo e o conjuncție. Da? Foarte interesant. Adică Juno joacă un rol foarte important pe scena asta politică, ca și rol social. Și când Juno e pe ascendent? Modul în care vezi tu lumea este un mod al relațiilor sociale, al politicii. Și ai această abilitate de a vedea roluri, cum, ce, fiecare, ce trebuie să facă, cum trebuie să facă. Îți oferi și niște abilități, dar vine la și cu reversul medalii, partea aia de gelozie și de trădare, trădezi și ești trădată, da? Sunt diferite forme. Ești cu trădare, e un subiect foarte interesant care trebuie discutat mai pe larg, pentru că e foarte, foarte complex. De multe ori nu dăm seama când trădăm, da? Și noi conștientizăm doar că suntem trădați. Deci avem cei patru asteroizi, aspecte ale energiei feminine, care completează Luna, completează Venus, da? Ca și arhetipuri. Da, cumva Luna și Venus reprezintă o energie feminină, să zicem, care înglobează toate lucrurile astea. Și cei patru asteroizi punctează
Adică asteroizii tot timpul te duc la un nivel mult mai pragmatic, mult mai concret, aici și acum, da? Nu chestii, să zicem, foarte generale, ci foarte, foarte, foarte clare, foarte punctuale. Și acum studiam, de exemplu, cu Juno și relația în legat cu Rusia, pentru că am observat o chestie foarte interesantă că studiez. E un ciclu acolo Juno-Uranus care e foarte activ, nu numai la Putin, dar și anterior, am studiat ultimii câteva sute de ani. Și de exemplu, să dau șter la o hartă, la inaugurarea lui Putin. Și... vedem aici în momentul inaugurării. Și despre Chiron și despre Luna Neagră. Dar o zic așa preventiv. Da. Așa, deci harta, deci, lui Putin. 7 mai 2000, da, ora 12 Moscova, deși cumva nu știm exact ora, dar ce interesant este că s-a produs pe o conjuncție Juno-Uranus. Da, și acest aspect practic explică foarte mult faptul că Putin, ce înseamnă Juno cu Uranus? Înseamnă o politică a celui care nu ține cont de nimeni, a rebelului. Pentru că Uranus este rebelul, este cel care nu ține cont de nicio regulă, de nicio lege, de nimic. Și toată evoluția lui Putin și ultimii ani este sub această combinație Juno-Uranus în care, bă, fac ce vreau, da? Eu am această libertate de a acționa și de a nu ține cont de nimeni și nimic. De asta la început el a fost văzut, să zicem, ca un inovator în ale politicii și a abordare. De exemplu, el este cam printre primii șefi de stat, da, să numim șef de stat, care a început să folosească de social media, de tehnologiile noi, a înglobat tehnologiile noi de manipulare în viața politică. Exact. Prin intervențiile care le-a avut în Marea Britanie, în Statele Unite. Este un aspect care este legat de inaugurarea lui ca și domnitor, da? Și am regăsit acest aspect. Exact, astăzi venise. Da. Astăzi venise anterior, știi, au apărut informații cum că de fapt rușii habar n-au ce se întâmplă în realitate. Mă refer la populația din Rusia, habar n-au ce se întâmplă în realitate în Ucraina. Li se spune că păi, noi venim și vă salvăm. Stați liniștiți că nu vi se face rău nimic. Asta apropo de manipulare. Altă retorică, e o manipulare acolo foarte puternică. Exact. Și această Juno o găsim foarte activă pe scena asta politică, când vorbim de zona asta politică, de tot ce înseamnă acorduri, negocieri și de rol politic pe care. Și vedem că acel moment de apariție Putin e fix acea conjuncție Juno Uranus. Cât durează acea influență? Când slăbește? Când se încheie? 4-5 ani deja e la o repetare, deci nu e un ciclu, e cam 5 ani durează un ciclu de ăla, dar e cumva marcat și e foarte puternic. De exemplu, acum, hai să mai dau un share ca să ne raportăm la acea hartă, să înțelegem mai clar. Vedem că Saturn se află în tranzit peste conjuncția Juno-Uranus și Juno a revenit. E o revenire. Și vedem aici un aspect foarte interesant. La inaugurare, pe 7 mai 2000, Saturn cu Jupiter era o conjuncție, marea conjuncție, în quadratură cu Uranus și Juno. Da? Deci asta cumva descrie rolul lui Putin, da, de a lupta cu vechiul, menținând vechiul, dar creând o chestie nouă, adică o chestie de dictatură modernă, folosindu-se de metodele noi. Și vedem în acest moment cum acest Saturn revine peste această conjuncție Uranus. E prima trecere, n-am mai avut-o până acum, că Saturn natal din Taur a ajuns acum în Vărsător, după 20 și ceva de ani. Și e un factor care cumva activează această, să zicem, această conjuncție, care dă gelozii, dă reacții de astea de prima donă, de eu fac altfel, e foarte, foarte puternică. Da? Mai vedem la momentul inaugurării, ca o paranteză, Pluto peste nodul sud, deci o exacerbare foarte mare a acestui punct. Asta ca o scurtă paranteză. Da? Uh-huh.
Și rolul acestui asteroid... Zic că e un exemplu splendid. Binevenit. Mm-hmm. Da. Foarte binevenit, da. Și e... Adică el vine și punctează pe niște chestii foarte, foarte clare. Da, avem restul hărții, putem analiza, dar... Am zis, Juno, când e vorba de politic, e acolo, e în prim plan, ea se regăsește tot timpul în acele combinații. Mai doream să te întreb despre asteroidul Hygieia. Este iarăși ceva ce am întâlnit în premieră, grație întâlnirilor cu tine, și dacă poți să ne zici două, trei vorbe și cât de important îl consideri într-o hartă. Da, nu l-am studiat foarte mult, dar este legat foarte mult de partea asta de curățenie, atât fizică cât și, să zic, a sănătății, a purificării, da? Deci eu... Are un simbol tare interesant. Un asteroid... L-am văzut prima oară, am zis, Da, unii asteroizi au glifi, eu nu le folosesc, nu le mă uit. Sincer, nu am studiat foarte mult ce, da, decât foarte punctual, deci nu mă pot pronunța foarte mult. Știu că are legătură foarte mult partea asta de curățenie, de igienă personală și poate fi activă în hărțile medicilor, de exemplu, sau celor care se preocupați activ de zona asta de curățenie, purificare sub o formă sau altă. Și a terapiilor. Dar Chiron, celebrul Chiron. Cum e cu celebrul Chiron? Lucrezi cu Chiron? Chiron este și nu este asteroid. El are un comportament, teoretic este asteroid, dar are comportament de cometă. Și este încadrat cumva diferit. Da? E o clasă a lui diferită și nu e neapărat singurul, dar e într-o zonă acolo care nu e nici asteroid clasic. Eu nu-l văd neapărat ca un asteroid, ci fix așa e ca și simbolistic o struță, o cămilă. Da, adică e o chestie care, hai să zicem, extraterestru din toate punctele de vedere. Și asta e. Și dacă uităm mitologie, Chiron nu era nici centaur, nici om. Da. Deci era la graniță. Da, el nu era acceptat nici de centaur ca fiind de-a lor, era liderul, dar avea ceva în plus. Da? Dar nu era nici om. Da? Era, el tot timpul a fost la zona asta de graniță și zona asta de alien și extraterestru și cumva se manifestă în viața noastră. Are multe alte simbolistici și acest Chiron și e foarte, foarte interesant și de studiat. Și aici s-a mai discutat. Și celebra Lilith? Celebra... Da, Lilith există ca și... Da. Ca asteroid, dar și ca punct virtual, da, de să zicem, de relația lunii cu Pământul. Mai există și un alt punct virtual, deci apare în trei ipostaze. Asteroidul Lilith nu l-am studiat, chiar am o carte de mult, făcea pe vreme xeroxată, da? Cu 20 ceva de ani că nu existau, legat de asteroidul Lilith. Am înțeles că, din ce mi-aduc aminte, legat foarte mult de partea asta de carieră, de reușită, dar nu știu foarte multe de asteroid, nu l-am utilizat. Deci sunt alții care mi s-au părut mult mai interesant, cu povești mai frumoase, mai bogate. Păi, fetele tinere te-ar întreba despre Eros, despre Cupidon, despre... Iată, da, și acolo e o zonă, aici, dar, nu știu, chiar am avut Da, deci chiar am avut un atelier, Asteroizi Amorului, Eros, Amor și Cupidon, care am discutat de cele trei aspecte și foarte... E interesant cum apare partea asta de amor, de iubire în ipostaze diferite. Și, de exemplu, Eros este legat foarte mult de partea asta de dorință, da? De dorința ca energie primară. Da? Se manifestă ca energie sexuală, dar e o chestie de dorința de a face ceva. Asta este asteroidul Eros. Uh-huh. Pentru că există asteroidul Eros, asteroidul Cupido și Amor. Da? Ele se suprapun, dar când le studiezi, sunt diferențe. Deci Eros e foarte mult legat de energia sexualității, a iubirii exprimată liber. Și este dincolo de feminin masculin. Este ca dorință primară din care face ca lucrurile să fie puse în mișcare. Este arhetipul dorinței. Da. Și pe urmă este Cupido, care e energia iubirii, a sexualității transformată într-un joc al manipulării, într-o armă. Da.
este un joc de-a îndrăgosteala și sexualitatea. Și Cupidul apare, de exemplu, în hărțile celor care doresc să cucerească, care tot timpul fac acest joc al senzualității, al cuceririi, de a fi cucerită, de a cuceri, și transformă partea asta de mari sexualitate, de amor, să le zicem așa, moment, da, au, da, vânătorese. Da. Vânătoresele. Iar, da, iar Ultimul Amor este o versiune artistică a ce înseamnă iubirea și sexualitatea. Este o formă de mistificare și apare mai ales în zona asta artistică, creativă, la artiști, în care cumva prin arta lor creează partea asta de transpun povestea iubirii și amorului. De asta Amor e o versiune foarte artistică. Deci astea sunt asteroizii iubirii, cei trei, și foarte interesant cum se regăsesc la fiecare parte și cum pot să... Eu invit pe toți cei care doresc să îți vadă clasele și cursurile, pentru că tu ai efectiv un pachet cu o ofertă bogată. Chiar te rog frumos să spui unde pot fi găsite, dacă dai, doar spune. Site-ul este Ascela Spica. Dacă îmi permiți, pot să dau un share să te rog. Punctez aici. Te rog, pentru că, să știți, dragilor, sunt informații foarte puține despre asteroizi. Eu una, cel puțin căutând, nu neapărat să fac o pregătire pentru întâlnirea mea cu Dan de astăzi, dar în general povesteam și cu prietenii mei pasionați de astrologie. Iată și pagina, ca o vedeți. Da, deci Ascela Spica, nu știu dacă apare și dificil numele. Da. Da, da, deci site-ul este deci la Spica, aici sunt cursurile, ateliere, sunt 70 și ceva de ateliere. Așa. Deci dacă căutați cabinetul de astrologie Ascela Spica, găsiți și 70 și ceva de ateliere, cursuri, tarot, foarte, foarte multe. Super. Aici găsiți. Și am mai ținut prezentări și la congresul AAR, da, Asociația Astrologiei, în care am discutat despre Sisif, de exemplu, un alt asteroid interesant. Și despre Priap doream să te întreb, că e ceva din nou în premieră, tot grație întâlnirilor cu tine. Iarăși, și acolo sunt. Da, dar nu e un asteroid, este punctul opus, un punct virtual, punct opus lui negre. Da, da, nu e un asteroid. Aici, dacă vrei ca și divers de asteroizi, pe scurt, de exemplu, Hebe. Hebe este zeița tinereții. Și tot când este activă într-o hartă, mai ales la o femeie, dar și la un bărbat, dar mai ales la o femeie, sunt femeile care nu-și arată vârsta. Sunt femeile care își păstrează zeița. Unde mă uit? Da, unde să mă uit? În hartă. Că să fac aici complimente, știi, când le spun câți ani. În hartă zic, dar unde? Că nu știu cum arată. Vrem ori și spun unde ți trebuie. Da, Hebe, deci, da, dacă e acolo la un moment dat. Și pe persoanele care nu-și arată vârsta și așa, Hebe este destul de activă, destul de puternic acolo și cumva te ajută pe zona asta. Sau poate să-ți dea o atracție către ideea asta de tinerețe, de a-ți păstra tinerețea și a fi cumva în formă cât mai mult timp. Da? Poate să ofere calități sau poate să nu. La tine este la 16 grade Scorpion. Da, la 16 e aproape bine de descendent acolo. Mulțumesc! E activă, da? E activă la cel 16 grade Scorpion. Și este. Fiind pe descendent, poate sunt oamenii care observă această energie a tinereții la tine, știi? Pentru că e vorba de o energie, de o stare la care se transpune sub diferite forme. Dacă Hebe, mai e Icar, care e legat de zbor. Aveam impresia că Saturn se face... Aveam impresia că Saturn se face responsabil Saturn, de povestea aceasta a lucrului. Da, el este legat de bătrânețe, de îmbătrânire, procesul de a îmbătrâni frumos, da? Asta e Saturn, dar Hebe este legat de strict de tinerețe și care poate fi dusă la corpul fizic, la a-ți păstra o formă tânără și fizic, dar și ca și spirit. Și am observat, da? Sunt mulți asteroizi. Mulțumesc. Care sunt foarte interesant de studiat. Și Icar, de exemplu, care e legat de zbor, da, dar și de căderea de sus, care poate să fie fizică sau non-fizică, să cazi dintr-o poziție în altă, da, și se regăsește în multe, multe hărți și multe, să zicem, la piloți, la cei care... Și despre
Se spune, acum, bun, sunt mai multe liste făcute de diversi astrologi din toată lumea, asteroizi principale, asteroizi nu neapărat secundari, dar minori. Se spune, de exemplu, despre Psihe și Eros, care face parte din categoria asteroizilor minori. Psihe, iar Psyche, sau cum să o pronunțăm, este iarăși ceva extrem de interesant într-o hală. Da, sunt niște arhetipuri acolo, niște curioase, foarte, foarte bogate, știi, și foarte interesante de studiat. Adică sunt asteroizi care se lega de partea asta de destin, de soartă. Deci sunt, de exemplu, este, este Atropos, da? Care din cele trei zeiții ai Moirei, care le dau destinul, și Atropos este cel care îți taie firul vieții. Da, și îți spune ok, până aici a fost. Da, sunt trei da, și Atropos, foarte interesant, tot îl studiezi și încă n-am ajuns la concluzie, dar sunt mulți asteroizi, sunt câteva. Nu te-aș lăsa, și dacă ai ajuns la o concluzie, nu te lăsam să o zici în public, dai gânduri la oameni și că mă intră în panică, mai bine nu, astea-s pentru culise. Tot avem, da, uite, un exemplu, da. Mulți asteroizi. Și mesaje foarte, foarte interesante și chiar e un domeniu în care poți să studiezi, dar trebuie să citești, să citești multă mitologie, să citești, să vezi dincolo de anumite lucruri, de anumite stereotipuri și anumite chestii, să înțelegi. Și pe urmă vine practica pe hărțile pe care le faci a oamenilor reali în carne și oase, unde poți verifica aceste informații și abia după aceea să ajungi încet la niște concluzii. Ca o, dacă ne apropiem așa ușor de tot spre o, nu neapărat o concluzie, dar ca un sfat care să sintetizeze toată această călătorie. Pentru mine a fost superb, am aflat efectiv informații în premieră despre niște asteroizi pe care nici nu știam că există, despre care. Cum ne sfătuiești să lucrăm cu asteroizi, cum să te întreb oare, la ce mod, nu dacă da sau nu, că e clar că lucrăm cu asteroizi, dar să o lăsăm puțin mai încolo când avem mai multă experiență în lucrurile de bază ale astrologiei, ca să nu ne încărcăm inutil, sau cum să-i folosim, când, în ce contexte ai recomanda să se lucreze cu asteroizi? În primul rând, sfatul este de a da o șansă asteroizilor, da? De a nu-i respinge din start. Și doi, dacă vrei să integrezi, integrează-i treptat. Da? Adică aș recomanda cei patru asteroizi, aspecte ale feminității, care ei și fizic sunt importanți, că cel puțin Ceres și s-a descoperit că Ceres, de exemplu, interiorul Ceres este un foarte mare nucleu cu apă, foarte multă apă în interiorul asteroidului Ceres, dar fiecare și structura, compoziția, sunt niște chestii foarte, foarte interesante acolo care se reflectă. Și cei patru asteroizi să integreze și pe urmă ușor, ușor, dar nu toți deodată și nu superficial, da? Citești pe Wikipedia două fraze, gata, ok, ci încearcă să iei pe rând să adun cât mai multe informații, să citești, să studiezi, să vezi cum se regăsește, cum să-ți iei hărți, să studiezi, să vezi ok, cum se manifestă, care e diferența. Și fiecare asteroid are o poveste a lui, o poveste, un arhetip, o poveste particulară, o chestie care... Adică trebuie să supra-generalizăm, da, de la un asteroid să ducem la o chestie care de fapt nu ține de povestea lui, dar nici să minimizăm impactul unui asteroid. El e acolo. Da. Și din punctul meu de vedere îmbogățește viața și studiul astrologic. Adică, din punctul meu de vedere, fără asteroizi, lumea, studiul astrologic ar fi destul de limitat, sec. Da? Pentru că ele condimentează, din punctul meu de vedere condimentează. Da? Da. Da, adică e ca o mâncare, da? Dacă nu o condimentezi cum trebuie, da, e cartofi buni, de calitate, da, nu e sare, nu e pus, nu are gustul ăla. Pentru mine astea sunt asteroizii, condimentele care vin și zic ok, bun, avem arhetipul ăla, Marte, Venus, Soare, avem ale acolo, știm, se bubuie, se iubesc, nu se iubesc. Și pe urmă hai să vedem ce mai e activ. Uite chestia aia, uite Hebe, uite Juno, uite Icar, uite Sisif. Aha, ok, și începi deja să intri la niște subtilități și niște detalii care altfel n-aveai de unde să le extrapolezi, să le scoți de acolo.
ele și nuanțează. Sisif, uite că uitasem. Da, și de Sisif nu ne-ai zis. Și da. Foarte, cred că tu tocmai mi-ai dat titlul pentru emisiunea de astăzi. Hai să-l vezi, că nu ți-l zic acum din ce ai spus. La cu Sisif e foarte, eu l-am pe mijlocul celui și am înțeles foarte multe când am început să-l studiez. Sisif, de ce fapt, care e treaba cu el. Ce tip de informații? Păi, are mai multe. În primul rând este chestia de aroganță. Pentru că Sisif a fost cel care a păcălit zeii. A păcălit moartea, nu odată, de două ori. Are o poveste foarte interesantă și trebuie citit întreaga poveste, nu doar că ridică un bolovan într-un vârf de munte și coboară. E, ala e efectul, adică e, știi cum e, te uiți la ultimul episod dintr-un serial și crezi că ai înțeles tot, nu? Sau citești ultimul capitol. Nu, trebuie să înțelegi toată povestea, cum a păcălit el moartea, a păcălit pe zei, cum a fost pedepsit, dar respectat, da? Pentru fix, pentru cutezanța și viclenia lui și tot timpul dă puterea asta de a lua de la capăt. Deci asta e partea pozitivă cu Sisif, ok, o luăm tot timpul la capăt și la mine fiind cu mijlocul celor tot timpul, adică mi-am explicat de ce profesional am luat-o de la capăt și n-am avut nicio problemă de foarte multe ori de a mă reinventa ca de bolovan, nicio problemă, o luăm de la capăt. Adică și în momentul de față n-aș avea nicio problemă să renunț la astrologie dacă trebuie să mă apuc să fac tâmplar, să fac ceva, să mă duc să vând la un magazin. Adică acel Sisif oricând dă putere să dea mă reinventa și trecând asta de faza acum, că bă, nu te-am simțit niciodată fiind în zona aroganței. Spuneai că are legătură și cu aroganța. Eu nu te-am perceput niciodată așa, știi? Și sunt un pic derutat acolo, fiind, da, cum spuneai, pe mijlocul cerului la tine în hartă. Da, e o formă de aroganță. Unii o percep, Uneori se poate manifesta. E o chestie inconștientă, nu neapărat. Și uneori unii mă pot percepe, dar mai multă chestie de... Pentru că la Sisif este aroganța nu față de semenii lui, ci față de zei. Da? Deci nu e aroganță, bă, voi sunteți niște fraieri, da? Ci tot timpul e o aroganță față de cei care au puterea și față de cei care vin în mijlocul celui și zic ok, nu este, eu sunt mai tare decât tine. Și în momentul respectiv e abordarea de arogant, bă, cine te crezi tu, cu alte cuvinte, puterea de a-ți lua destinul în propriile mâini, de câte ori este exact, necesar. Și de a nu accepta să fii, să fii la dispoziția unor zei, unor oameni care, și când lucram în corporații, oi fi tu director, CEO, dar există niște limite și tot timpul de aici Sisif a venit și a zis ok, hai că nu. Aici e forma aroganței, deci nu e o aroganță să zic... Zice, maleului clasic, care eu sunt buricul pământului și voi sunteți acolo mici și la de importanță, nu, ci strict legat de partea asta de tot ce înseamnă superioritatea cuiva, știi? Manifesti partea asta de arogant. Există peste 10.000 de asteroizi cunoscuți și supravegheați de astronomi și cercetători, dar în astrologie cei pe care majoritatea dintre astrologi îi iau în calcul atunci când decid să-i folosească în interpretarea hărților natale ar fi 5. Printre aceștia se numără Chiron, Ceres, Pallas, Junon și Vesta. Acestea sunt cele 5 povești pe care am încercat să le expunem astăzi. Despre Chiron am mai povestit într-un episod anterior, dar cele ce le-ați aflat despre Ceres, Pallas, Junon și Vesta sper să vă fie de folos și abia aștept să ne reîntâlnim la un nou episod. Până atunci, nu pot decât să vă mulțumesc celor care v-ați subscris acestui canal YouTube și vă invit în continuare să ne trimiteți mesajele voastre, întrebările pentru viitorii mei invitați la adresa de corespondență a emisiunii 12călăuze@gmail.com. Astăzi ne luăm la revedere într-un mod ușor atipic. Abia aștept să ne reîntâlnim la următorul episod. Pe curând!